În ultima ședință, consilierii județeni au aprobat cu 17 voturi pentru și 7 împotrivă excluderea lui Cornel Andrei. Această decizie a fost luată în urma ultimei adrese trimisă de PDL Consiliului Județean, în care se cerea încetarea mandatului lui Cornel Andrei pe motiv că i s-a retras sprijinul politic. Cornel Andrei a candidat pe listele electorale din partea unei formațiuni politice, alianță care s-a destrămat imediat după alegerile electorale. La numai o săptămână după excluderea acestuia, instituția prefectului a considerat nelegală această hotărâre, iar până la decizia definitivă a instanței, Cornel Andrei își reia postul de consilier județean. De altfel, și vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Marciu, a considerat că era necesară o mai amplă documentare din partea Consiliului Județean înainte de propunerea de excludere a lui Cornel Andrei. Aș fi curios dacă această alianță și-a încetat valabilitatea după alegerile din 2012. Ieri am spus că, după părerea mea, pe acest material trimis pentru domnul Cornel Andrei, ca membru al PNL, încetarea mandatului lui, prin scoaterea în afara partidului PDL a domnului Cornel Andrei, aș fi fost curios dacă nu cumva în statut trebuia să fie scris că președinții celor două formațiuni politice, PDL și APR, PER, trebuiau să semneze această adresă către Consiliul Județean. Cert este că până când se vor limpezi apele și se va da o decizie, Cornel Andrei va rămâne consilier județean. Acesta s-a reîntors în Consiliu la începutul acestei săptămâni, după ce s-a făcut publică decizia prefectului.